Gata. Da. Deci continuăm lecția, Marica, și vreau să punctăm care sunt achizițiile, cu ce ne despărțim de E2, aflarea lui E2. Ce lucruri minunate ai putut tu constata, care să-ți rămână definitiv? Punem o liniuță și prima chestie. Să știu cât e rezultatul, ca să știu atunci când fac fracțiunea. Nu, acelea nu pot, nu e o chestie. Rezultatul acela că l-am compus noi e ghișițiu, dar când nu știi, te întâlnești cu ghișițiu, nu, nu e important asta. Zic că asta, cu zecimalele. Așa, transformarea, da. Chiar scrii. Transformarea. Nu mă refeream dacă, de exemplu, aici era egal cu 5, înțelegi? Adică, să știm cât ar da ca atunci când facem fracțiile alea să ne dă rezultatul care ne ajută. Asta e caz fericit, numai când tu ai făcut ghișițiu. Dar dacă ai făcut de altcineva, nu știi asta, că el nu spune. Știi? Dar atât poți să vezi. Dacă ești deștept, poți să vezi asta. Să zici că sesizezi tu din capul locului asta. Dacă eu cu o singură cifră, mulți cu 2, cu 3, cu 4, e, cu 7. Atunci nu. Dacă e cu 15 sau 29 sau știu eu un număr, nu mai ai nicio șansă. Nu. Deci nu asta e important. Ok, zic lucruri importante care trebuie să... Transformarea numerelor. Scrie și tu asta. Transformarea numerelor zecimale periodice. Mixte. Deci transformarea numărul decimale periodice mixte. În fracție ordinară. Fracție. Ordinară. Asta e o chestie. Doi. O altă chestiune importantă. Să știi împărțirea a două fracții. Împărțirea a două fracții. Operații cu fracții. Da. Mulțim prima cu a doua învățat. Deci împărțirea a două fracții. A două fracții. Dacă nu știi asta, n-ai șanse. Ok. Altceva. Să știi cum să simplifici. Așa, simplificarea fracțiilor. Da? Simplificarea. Văd dacă o făceam de la început. Bine, ar fi fost cam greu, dar dacă făceam primul care ne-a dat și nu și împărțeam la... Adică dacă împărțeam... Am înțeles, numărătorul la numitor mergea de 5 ori. Atunci de ce n-am făcut asta? Păi știi de ce? Fiindcă nu ne-am mai amintit cât de 5 ori este. Eu nu mai amintit. Și atunci am simplificat prin 2 și am abordat-o ca pe una despre care nu știm. Că nu știi toate ghișițele, ci numai acele care compui tu. Poți să faci împărțirea ca să afli, nu? Deci dacă am fi făcut împărțirea se făcea perfect. Mergea de 5 ori. Exact. Și chiar dacă nu știam, tot puteam să aflăm doar dacă... Știm să facem. Dacă însă împărțirea nu se face exact, înseamnă că te-a pus să faci simplificările. Nu poți lăsa fracția aceea. Există? Poftim? Ce există? Ce se existe? Stai să văd. Deci dacă faci împărțirea și nu-ți dă un număr... Exact. Sau, da, exact. Deci dacă nu se divide. Dacă nu se divide,
Îți dă un număr decimal atunci. Și eu împărțirii... Deci atunci când faci simplificarea la fel, o să dea decimal? Deci îți dă un număr decimal... Și dacă tot faci simplificarea... Un număr decimal, Măriuca, care nu se încadrează în discuția noastră. Că vezi tu, noi nu avem cu numere decimale. Tocmai am fugit de numere decimale, că vrem să lucrăm cu fracții. Și atunci fracția tu o vrei ireductibilă. Deci, noi, în exercițiul ăsta, calculul E1, ai văzut, a presupus verificarea tuturor proprietăților de la operație cu puteri și cel mai factor comun, ce am mai spus acolo, pentru E2 a fost important să fugim de la numere decimale periodice, periodice mixte, spre fracții ordinare, pentru ca să putem opera mai departe. Nu un moft, ci o nevoie a exercițiului ne-a condus spre asta. Și acum fracția aceea era destul de urâtă, era cu de ordinul sutelor de mii la numărător, de ordinul zecelor de mii la numitor, și nu putem lăsa așa, ca să intrăm cu ea în legătură, vrem să fie o reprezentantă a acestei fracții, adică una ireductibilă. Și de data asta s-a întâmplat, că exercițiul a fost făcut așa fel, încât s-a făcut împărțire exactă, dar în condiții în care trăiește un exercițiu la întâmplare, care nu-i de două ori sau de trei ori, n-ai altă alternativă decât să prelucrezi fracția aceea simplificând. Și atunci, simplificarea fracției a presupus criterii de divizibilitate. Da? Ce înseamnă simplificarea unei fracții? Să găsim un divizor comun a numărătorului și a numitorului. Prin cine s-ar împărți și numărătorul și numitorul? Deci, la simplificarea fracțiilor, în paranteză spune, divizorul comun. Divizor comun. Numărător, numitor. Deci s-a pus problema divizorului comun la numărător și numitor. De ce ne uităm? Prin 2 merge? Prin 3 merge? Prin 5 merge? Că știm criterii de divizibilitate. Da? Deci aici avem nevoie de criteriile de divizibilitate. Divizorul comun. Și acolo a fost încercat 2 și a mers de mai multe ori. 2, încă o dată 2, 2, 2. La urmă, imediat a mers și 3-ul. Să știi că dacă la început încercam 3-ul, mergea și 3-ul. 3-ul, ori mai târziu, ori mai devreme, nu are importanță. Însă, noi am apelat la divizorul comun, acela care s-a văzut la prima citire. 2-ul s-a văzut că și numărătorul și numitorul au permis asta. Dar ceea ce merită foarte tare este că am ajuns la un moment dat la numitorul 98, parcă. 89. Este adevărat că am ajuns la fracții, tot am simplificat. Am sesizat că o acceptat și pe 7 ca divizor. Da, foarte. Și era 445 pe 89. Așa, și am ajuns la așa ceva. Și acum... Ne-am speriat mai întâi. Puteam să lăsăm așa fracția asta, dar noi încă ne-am pus întrebarea, oare asta nu se mai poate simplifica? Și n-am știut că 89 este număr prim. Deci să notăm asta. Foarte important. Deci am ajuns la cine am ajuns? 445 cumva? Da. Supra 89. Da. Dar nu ne-am satisfăcut. Adică puteam să o lăsăm așa, însă intrând în exercițiu cu asta, nu eram foarte încântați. Ne întreba, este ireductibilă? Adică rămâne așa sau se mai poate simplifica? Este ireductibilă? Adică nu mai avem nicio șansă să simplificăm? Și prin 2 nu, prin 3 nu, prin 5 nu, prin 7 am încercat-o, dar 89 prin 7 nu. Și atunci am căutat pe cel mai mic, deci aici e foarte important. Se pleacă cu cel mai mic și se găsește divizorii. Deci se încearcă divizorii
celui mai mic. Dar de ce celui mai mic? Că sunt mai puțini, mai ușor de găsit. A celui mai mic. Deci se încearcă divizorii celui mai mic. Foarte al lui 98 în cazul ăsta. Dacă noi știam că e prim, nu mai munceam. Vezi cât e de important? Dar l-am luat deoparte. 98, prin cât ai vrea tu? Nu în 28, 89. 89, prin cât ai vrea oare tu? Păi 2, 3 și 5 ne-am văzut. 2, 3 și 5, nu, 7 n-a mers. Și ne-am dus la 11. De care ne-a dat... 8 și ceva și trebuia să ne oprim. Da. Că de ce? Câtul e 8, e mai mic decât împărțitorul. Când ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul, ne oprim, că nu are niciun rost să mai încercăm pe 13, pe 17, pe 18. Și atunci ne-am zis, o fi doar de prim, o fi doar prim și este prim. Dar să da? Notăm și asta cu când ne oprim. Și când să scriem asta, da? Spunem, ne oprim atunci când ne oprim. Oprim când câtul împărțirii este mai mic decât împărțitorul. Deci ne oprim atunci când câtul, două puncte, câtul împărțirii este mai mic decât împărțitorul. Ăsta e criteriul. Da, putem să continuăm mulțimea, să terminăm. Că e neterminată de așa de mult timp. Te întreb dacă nu cumva eu trag de timp ca să nu răspund la ceea ce ne-am propus. Nu, adică acum explici, faci recapitulare. Așa, așa, dar sunt atât de importante ceea ce explic, Măriuca, și acum am epuizat tot. Da, acum, asta zic, totul a zis, deci acum putem să continuăm? Acum ne ducem la mulțimea B să o aflăm, da? Să scriem proprietatea. Proprietatea devine. Vorbește tu ce devine proprietatea. Nu mai țin minte ce e una. Unu pe 9. Deci avem 1 pe 9 x plus ori x. Ori x, da. Dacă nu mai spun ori, să se înțelege. Dacă nu mai spun ori, să înțelege. Eu tot o să pun ori. Pune, dar să-i știi cât e prisos. Deja foarte mulți când văd că scriu ori, zic și apoi nici atâta nu știe. Oh. Da? Adică te desconspiri că ai o slăbiciune. Să subînțelege. Când pui necunoscuta pe lângă un număr. Oh, okay. Este înmulțit. Deci 1 pe 9x plus 5 egal cu 5. E 2 care este cât? 5. 5 ori x. Da? 5x, cu alte cuvinte. Da. Plus, nu mai știu cât era, Măriuca, tu știi. Cât era cam... imediat. Aici e imediat. Scuze. Scuze. Așa, e o mulțime acolo care nu-i terminată și după aia... O rămas în urmă acolo. Deci, da, atâta. Ma 5x n-a mai fost nimic în continuare. Dar de unde vezi tu x? Uite, a fost împărțirea asta și atât și n-am... Nu, împărțirea ori x... Și plus ceva. N-am fost ori x, împărțirea aceea dintre cele două numere decimale sau numai ele scrise? Deci erau astea cu puteri. Plus ori x plus 5 egal cu asta decimalele. Da. Și atât, da.
Adică putem să mai adăugăm ceva dacă vrei. Nu, 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 că cum a fost dată de noi atunci în clipa aceea, dacă a mai fost plus ceva. 1-2, parcă am zis eu. Nu știu, nu mai îmi amintesc. Eu măcar nu, poate că eu din greșeală n-am scris. Bun. Depinde. Dacă vrei să o completezi, o poți completa cu plus 1-2. Hai să zicem așa, plus 1-2. Ca să mai adăugăm încă ceva, plus 1-2. Să fie un pic mai interesantă. Da, să vină mai interesant. Da. Ok. Echivalent, acum o prelucrăm rapid. Ce facem la etapa asta? Scoatem pe X-ul ăla? Sau... Fiindcă avem numitor, 9 și 2, ar trebui să eliminăm numitor. Chiar scrim, eliminăm numitorul. La un cap la altul. Care e numitorul comun? Numitorul comun 18. Corect. Și pe la 9 amplificăm cu cât? 2. La 5 cu? La 5 cu 1? Nu. Are 1 el. 18. A. Pe 18 se împarte la fiecare numitor. Am împărțit la 9 mergi 2 ori. La 1 merge 2. Și la X nu punem? Nu, X-ul este prins în 1 ori X. Deci el este prins. Nu pe fiecare. Că a aduce la aceeași numitor nu pe fiecare termen al produsului. Ci pe unul din ei. Ăsta formează un tot. Da? Și noi am amplificat cu 2 pe acesta. 1 ori X. 1 ori X care face X. Deci, atenție, aducem la același numitor la cei despărțiți cu plus. Cu minus, când mai la adunare, se aduce la același numitor. Mai departe. Putem să zicem că 5 ori X pe 1? Da, e 5X pe 1. Corect. Asta e iarăși cu 18. Corect. Și asta cu 9. Cu 9. Pe 2 cu 9. Corect. Și devine. Nu mai scriem numitorul. Nu mai scriem numitor nimic. Deci, 2. 2x. Plus. 2x, da? Da, 2x. Plus. 4. 90. Plus 90, da. Egal cu 90x. 90x, da. Plus 9. Plus 9, corect. Și acum scăpăm de 2x? Acum spunem, izolăm necunoscuta. Deci trecem la etapa, izolăm necunoscuta. Adică ce facem? Cei cu x într-o parte... Că aia conțin necunoscuta și termeni liberi în partea cealaltă. Și o facem simultan. Deci izolăm necunoscuta. Și ar însemna, scădem 90 din ambii membri și un 90x, nu știu ce. Dar atunci spunem așa, pe scurt. Izolăm necunoscuta înseamnă cei cu x, toți termenii cu x din dreapta trec în stânga și termenii liberi din dreapta din stânga trec în dreapta. Da? Deci 90x-ul va trece în stânga și trecerea dintr-o parte în alta se face cu sens schimbat. Da, izolăm necunoscuta și în paranteză scrim trecerea dintr-un membru în celălalt se face trecerea dintr-un membru în celălalt se face deci trecerea dintr-un membru în celălalt se face
Cu semn schimbat. Cu semn schimbat. Și noi am arătat de-a lungul timpului că de fapt adunăm cu opusul. Și în celălalt face 0 și de ce îți face cu semn schimbat? Reținem așa asta ca să meargă foarte repede. Și atunci, 90-ul ăsta care e termen liber va trece deci 90-ul ăsta de aici trece în partea asta și 90x-ul din partea asta trece în stânga. Deci dintr-un membru în celălalt. Da? Și zi, ce devine atunci? Devine 2x, că o rămas la el acasă. 2x-ul a rămas la el acasă. 90x-ul care trece gardul, sare gardul, ce se întâmplă? Minus. Minus 90x egal cu 9 care era la el acasă, termen liber, că n-are pe x, 9. Și 90 ăsta, ca termen liber din stânga, sare gardul și vine în partea cealaltă cât? Minus. Minus 90. Și deodată s-o făcut liniștii. Ce e cu x într-o parte și termen liber în partea cealaltă. Și 2x minus 90x cât face? Da. Minus 92x. Minus, atenție, că unul e așa și unul e așa. Minus 88. 88x egal cu 9 minus 90. 9 minus 90. Va fi cu plus. E cu plus? Păi tot așa, unul așa și unul așa. Păi tot, dar cel mare de... Păi cel mare e cu minus 90. Scuze. Atunci tot... Minus 88. Minus 81. Minus? 9 minus 90. Ah. 81. Da? De unde x va fi egal de aici? Echivalent. X egal cu cine? Minus 81, ca așa îl vedem, minus 81 supra? Minus 88. Minus 88. Și la împărțire minus pe minus egal cu? La înmulțire și la împărțire, când sunt prieteni, totdeauna obținem? Plus. Plus. Și când sunt dușmani, minus. Deci acum trebuie să facem împărțirea? Plus. Deci plus 81 pe 88, nu? Da. Ei, acum n-are egal mai departe, poți să scrii egal cu 81 pe 88 și trebuie să vedem dacă este simplificabilă ori nu. Deci noi nu plecăm din lângă fracții decât după ce ne-am asigurat că este ireductibilă. 81 cu cine este egal? 81. Din tabla mulțirii, repede. Da, 9 ori 9. Deci 9 ori 9 aici. Cu alte cuvinte, 9 sau 3, dar 88 cu cine este egal? 8 și 11. 8 ori 11. Clar, n-au nimic. N-au nimic comun. Nici un divizor comun cu care să operăm. Deci asta este ireductibilă și rămâne așa. Ireductibilă. Că nu avem divizorul comun. Nu există fie 8 comun, fie 9, fie 11, nu avem cum să simplificăm. Nici măcar un 2 nu avem. Că 2 ar fi 8. Am făcut noi corect calculul ăla, ori
Nu, dar știi că noi nu am avut proprietatea asta dată, judecată și făcută nu știu ce, ci mai vedem o dată. A fost clar 9x, nu, x pe 9, pardon, plus 5, egal cu 5x, plus 1 pe 2. Și am văzut numitorul comun, eu am spus adăugăm plus 1 pe 2 pentru a face mai interesante, motivul fiind ăsta, aducerea în același numitor. Da? Ăsta a fost motivul pentru care am cerut să mai punem ceva. Ca să trec prin toate etapele. Eliminarea numitorului. Deci am aflat numitorul comun, a fost 18, am amplificat. Aici am avut de clarificat, atenție, că aici 1 pe 9 ori x, da? Și 5x.